Complexul energetic Hunedoara a fost gândit ca un colos care să producă energie din cărbunele pe care îl extrage prin intermediul termocentralelor. Însă acum se revine iar la ideea separării minelor de termocentrale. Se vorbește despre o astfel de variantă pe care energeticienii o cred în avantajul lor, iar minerii nici nu vor să audă. Sunt tot felul de zvonuri, au fost tot felul de întâlniri la care noi nu am fost invitați, în care s-au discutat tot felul de variante referitoare la separare. Noi ne menținem punctul de vedere că în momentul de față nu suntem de acord cu această separare. Liderii minerilor au programate mai multe întâlniri cu reprezentanții Ministerului Energiei la care vor să discute și aceste aspecte, însă nu exclud total separarea celor două activități, cea de extracție și cea de producție a energiei electrice, așa cum a fost înainte. Dacă se insistă însă pe idee, vrem o garanție clară în ceea ce privește prețul de achiziție a cărbunelui de la minele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara către cele două termocentrale. Complexul Energetic Hunedoara a devenit funcțional la 1 noiembrie 2012, fiind unul dintre cei doi mari jucători pe piața de cărbune din România, celălalt fiind Societatea Națională a Lignitului Oltenia. Compania Națională a Huilei a intrat atunci în complex cu sucursalele Exploatare Minieră Lonea, M. Petrila, M. Livezeni, M. Vulcan, M. Paroșeni, M. Lupeni, M. Uricani, Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valejiului Vulcan și Stația Centrală de Salvare Minieră Petroșani, iar pe partea energetică au intrat în colos termocentralele Mintia și Paroșeni. Mijlocul lunii februarie ar trebui să ne găsească selectând deșeurile pe care le ducem la ghenă. Aceasta este o problemă a întregului județ Hunedoara, pentru că acum cantitatea de deșeuri ce ajunge la groapa ecologică este uriașă, iar asta costă enorm fiecare administrație în parte. La sediul la Consiliul Județean am avut o discuție cu cei din conducerea Supercomului pentru a vedea exact situația și când se va colecta selectiv în Valea Jiului. Sigur, s-au investit peste 60 milioane de euro ca finalitatea să fie colectarea selectivă a deșeurilor. Eu cred că în 15 februarie maxim, în tot județul Hunedoara, nu putem spune că se va finaliza, dar se va vedea o colectare selectivă a deșeurilor. Administrațiile locale, la rândul lor, spun că sunt gata să dea curs acestei idei, însă deocamdată nici oamenii nu aruncă selectiv deșeurile, nici firma de specialitate nu a adus containere și nici nu ridică selectiv deșeurile de la ghenă. Deșeurile le vom colecta selectiv în momentul în care firma care a câștigat licitația pentru colectarea gunoiului menajer va implementa acest sistem la modul real, adică se vor aduce containere în plus, se va urmări această activitate de colectare selectivă și de la momentul depunerii gunoiului menajer, nu în stațiile de transfer. Au logistica, e adevărat, sunt în implementarea proiectului. Au o perioadă prin contract de 2-3 luni în care trebuie să implementeze aceste sisteme. În luna septembrie a anului 2015 a fost inaugurată una dintre cele mai importante investiții din Valea Jiului, stația de sortare a deșeurilor, care a costat 5 milioane de euro. În 18 noiembrie 2015 s-a încheiat prima etapă a proiectului din Hunedoara privind sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, iar stația de la Petroșani a fost inaugurată cu fast. Stația de sortare a deșeurilor din Petroșani însă nu a funcționat deloc și în 18 iulie 2017 a expirat perioada de garanție a utilajelor, iar stația a devenit operațională odată cu 1 ianuarie 2019. Totuși, se mizează și pe colectarea pe categoria deșeurilor direct de la ghene. A fost comunist și s-a dus. Eu știu cine. Secretar, știu eu ce a fost. Așa îl caracterizează unii dintre locuitorii Valea Jiului pe Cosmin Nicula, cel care acum mulți ani a reprezentat Valea Jiului în Parlamentul României ca senator. A ajuns în politică din partea PSD, fiind cunoscut pentru diverse acțiuni fanteziste. Dar și acum, în zona municipiului Petroșani, mai sunt indicii ale trecerii sale pe aici. Nicula are încă un soi de firmă luminoasă în zona în care mai multe partide politice au sigle pe strada Nicolae Bălcescu și chiar un număr de telefon lăsat acolo pentru a fi contactat. Nimeni din PSD
PSD nu s-a gândit să desființeze acea reclamă la cabinetul senatorial, chiar dacă Nicula este de ani buni la Curtea de Conturi a României, unde ocupă funcția de vicepreședinte. Asta după 14 ani în care a făcut politică de stânga. Totuși, oamenii nu prea îl știu pe la noi, chiar dacă panourile lui nu se lasă încă duse și pot atrage atenția oricui. Știți cine a fost Cosmin Nicula? Cosmin Nicula? Mamă, m-ați luat prin surprindere. Cosmin Nicula, vreun parlamentar, precis. Ați auzit de el? Mamă, vă spun cinste că nu... Nu. Îmi pare rău. Ați mers la vot în ultimii ani? Am fost, dar, cum să nu? Dar n-am auzit. Ce senator, deputat? Nu știu să vă spun. Iertați-mă, dar nu știu. Alții și-l amintesc ca fiind unul dintre politicienii cu idei inedite, dar nepuse vreodată în practică. Nu. Senator. A, de Nicula, care a mai fost? Da. Ce știți de el acum? Nu, a promis că face, schimbă gara, o schimbă pe partea aia, pe la Jiu. Și nimic. Știți ce mai e acum? Nu știu, momentan nu știu dacă mai este, nu e în Parlament. Cosmin Nicula a ajuns la Curtea de Conturi a României în 2014, dar în 2004 devenea deputat, după care a fost ales senator în 2008 și 2012. Prima ieșire în politica mare la București a rămas celebră pentru tentativele economistului Cosmin Nicula de a legaliza prostituția. Chiar dacă au trecut 5 ani de când nu mai este senator, iar în consecință cabinetul său senatorial nu mai există, panoul publicitar încă nu a plecat. Copii de toate vârstele, de la liceeni la cei mai mici, au venit la sala de marmură a primăriei municipiului Petroșani pentru a marca în cadrul unei serbări Ziua Micii Uniri. A fost un moment despre care Tiberiu Iacobriți, primarul municipiului, gazda evenimentului, a spus că a fost practic scânteia ce a creat ulterior România Mare. 24 ianuarie 1859, un moment foarte important în istoria poporului român, deși se spune Mica Unire, fără Mica Unire, cu siguranță n-ar fi avut loc nici Marea Unire în 1 decembrie 1918 și cred, și din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere administrativ, bazele statului român s-au pus atunci când Cuza a fost domnitorul țărilor române. E foarte important să ne cunoaștem istoria și este foarte important să putem să transmitem aceste informații mai departe generațiilor viitoare, în special vouă copiilor, pentru a ști foarte bine ce a însemnat practic în istorie acest lucru. În 1859, Alexandru Ioan Cuza, om de seamă domnitor, a înfăptuit unirea a două țări într-un popor. Azi sărbătorim cu toții asta mare unire care s-a înfăptuit. Cei cu inima română azi vom da mâna și vom sărbători Mica Unire. Cu muzică reinterpretată, poezii patriotice, idei inovatoare și după ce s-au pregătit temeinic, elevii colegiilor și școlilor din Petroșani au oferit un spectacol inedit, menit să arate celor prezenți că istoria nu trebuie uitată. Unirea cea mică de la 1859 și reformele lui Alexandru Ioan Cuza au pus bazele României moderne și au constituit un prim pas pentru Marea Unire de la 1918. Unirea celor două principate a fost un proces care a început în 1848, când s-a realizat Uniunea Vamală dintre Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturza, respectiv Gheorghe Bibescu.